Cristian Cioacă și-a petrecut ultima în zi în libertate alături de fiul său Patrick. Ieri dimineață l-a dus la școală, unde i-a predat învățătoarei manualele, după care a plecat. Au urmat pentru Cristian Cioacă ore de frământări în așteptarea sentinței. În jurul orei 16:30, magistrații de la Curtea de Apel Pitești au pronunțat condamnarea. I-au schimbat încadrarea juridică din omor calificat în lovituri cauzatoare de moarte și au redus pedeapsa inițială dată de Tribunalul Argeș de 22 de ani cu 7 ani, tot atâția ani cât au trecut de la dispariția soției sale, avocata Elodia Ghinescu. O oră mai târziu, Cristian Cioacă a fost ridicat de foștii săi colegi, fiind dus încătușat la sediul IPJ Argeș și ulterior transferat la penitenciarul Coliban. Nu se termină aici. Lei a fost primit un mandat de executare a pedepsei închisorii. Persoana în cauză a fost condusă la penitenciarul Colibaș pentru a fi încarcerată. Fiul lui Cristian Cioacă, Patrick, rămâne în continuare în grija mătușii paterne, potrivit unei hotărâri pronunțate de Tribunalul Argeș, prin care Ana Maria Ene, de profesie arhitect, este numită tutorele lui. Acest lucru este posibil chiar dacă tatăl său a ajuns din nou după gratii. Patrick este elev în clasa a treia la școala numărul 16 din Pitești, la Step by Step. Învață bine și este un copil model. Însă, pentru că această situație zbuciumată să nu-și pună amprenta negativă asupra lui, copilul urmează consiliere psihologică în fiecare săptămână. Este un elev silitor, conștiincios, frecventează cursurile în mod regulat, activitatea la învățătură este bună, silitor, nu creează probleme în colectivitate. E pur și simplu un copil normal. Din punct de vedere legal, se va respecta hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă privind exercitarea tutelii de către unchiul și mătușa sa. Se va monitoriza din nou acest caz prin efectuarea unei anchete psihosociale la domiciliu tutorului. Ca urmare a condamnării, Cristian Cioacă nu mai are statut de polițist. Postul său de ofițer în cadrul serviciului logistic de la IPJ Argeș a rămas liber odată cu pronunțarea sentinței. În urma condamnării definitive la executarea pedepsei închisorii, vor fi încetate raporturile de serviciu, conform legii 360 din 2002, privind statutul polițistului. Pentru Cristian Cioacă urmează o perioadă de 21 de zile de carantină, conform procedurilor, când va sta singur în celulă și va fi stabilit regimul de detenție. Cioacă poate ieși din închisoare după ispășirea 2/3 din pedeapsă, ceea ce înseamnă aproximativ 10 ani. Cum a ispășit deja 1 an și 2 luni, în perioada 5 decembrie 2012-14 februarie 2014, după 8 ani, fostul polițist poate fi liber.